Aseară Oprea a anunțat că e dispus să renunțe la imunitate. Credeți? Da, nu. Asta tocmai, adineauri, venim pe drum, am auzit și o știre cum că a declarat că nici vorba nu se pune în discuție demisia asta. Astea au fost, în fine, zvonuri spase de azi. Există destui zvonuri. Nu, a zis-o el, personal. Eu din nou am auzit, îți spun la radio, că nu se pune. Tot ieri s-a vehiculat. Dar chiar dacă ar face-o, e o capcană și asta. Pentru că deja începerea urmării penale n-a fost aprobată în Parlament. El își dă demisia, ulterior e nevoie din nou de o sesizare a DNA-ului pentru a se putea întâmpla începerea urmării penale. Ori din partea Parlamentului, ori din partea președinției. E un tertip, bineînțeles. El e protejat, e blindat în clipa de față. Împotriva oricărei începere a urmării penale. Deci cine cunoaște cât de puțin legea, îți dă seama că e tot un tertip și asta. Încearcă să păcălească opinia lui. Mai mult, vrem să aflăm ce au însemnat acele misiuni de care tot pomenești, misiune la Cotroceni, misiune la SRI, misiune la guvern, misiune pe nu știu unde, ce a însemnat că am venit de la o instituție oficială a statului, care e aia, nu ne spune. Decodarea mesajului interes național. Da. Da. Și mai mult decât atât, motivul pentru care ne adunăm azi aici, și pe care dorim să-l facem cunoscut tuturor, este desființarea totală a oricăror imunități parlamentare, altele decât cele care privesc strict declarațiile politice în Parlament.